Mamă, a venit, nu pot să cred. Bă, a dat 500 de lei în Brawl Stars, doamne. Hai că dacă vede mama mea ce am făcut aici, că am dat 500 de lei pe un joc, cred că mă bate rău de tot. Astăzi, tocmai ce a venit noul update uriaș din Brawl Stars. Intrăm pentru prima dată aici. Bă, cine dă, frate? Băi, deci n-am mai intrat pe Brawl Stars și uite-te ce-mi dă aici. Ce frate asta? Și intrăm pe Brawl Stars pentru prima dată după update. Tocmai ce s-a adăugat update-ul și este unul dintre cele mai mari update-uri pe care eu le-am văzut, fraților. Avem o grămadă de făcut în acest episod, deci chiar trebuie să lăsați neapărat un like dacă vă place și vouă update-ul ăsta, pentru că vine cu o grămadă de lucruri. Și de asemenea vă mulțumesc extrem de mult pentru 100.000 de abonați. Am reușit să fac și pe acest canal 100.000 de abonați. Urmează să dau comandă și de al treilea buton de YouTube, și asta doar datorită vouă. Deci vă mulțumesc foarte, foarte mult. Nu prea fac chestii de genul să vă mulțumesc, dar chiar apreciez foarte mult suportul acordat pe acest canal. Am făcut și un live în care am făcut acolo un giveaway cu mai multe skin-uri. Poate mai facem încă unul dacă văd acolo multe like-uri la acest episod. Și îmi scrieți în comentarii, bă, mai fă-mă un live acolo să primești și un skin și așa mai departe. Și nu uitați că în fiecare episod dăm câte un skin gratis. Aveți aici Instagram-ul meu, iar primul care găsește cuvântul secret din acest episod, practic îmi dă un mesaj pe Instagram, iar primul care mi-a scris a primit un skin super șmecher. Urmează să primi și un skin, să vă dăm altul, o să fie un skin pe Tara, dacă ați văzut în Brawl Talk, o să fie un skin foarte, foarte șmecher. Hai să vedem ce este pe aici nou, avem inbox. Mamă, ce se întâmplă pe aici, frate? Mamă, uite bă, Frost Queen Amber. Deci s-au făcut aici mici update-uri. Am primit pe Brock, am primit pe Bee, am primit pe Amber, pentru că Amber, acest skin a devenit legendar, fraților. Dacă nu știați, am mai zis chestia asta. Player Icon, am primit aici două iconuri foarte interesante. Și Donation of Skins Sprays. Deci avem și un spray aici cu Amber. Foarte, foarte tare. Deci ați văzut și voi că acest skin pe Amber a devenit legendar, frate. A devenit un skin legendar. Și ia să vedem aici, legendar, foarte, foarte tare. Noi am plătit prețul pentru el să fie epic. Și o chestie foarte interesantă, au băgat hypercharge-urile aici la ofertă. Și știu că asta e una dintre cele mai bune oferte să le iei, frate. Avem și coins, avem și skin pe Ems. Ia uite și pe max level pe Sandy la 339 de gemuri. Bă, nu prea joc cu Sandy din păcate. Hypercharge pe Genie, ceea ce abia ce s-a băgat. Ok, avem pe Max, avem pe Tick. Ah, deci astea sunt hypercharge-urile noi. Avem și pe Nita. Bă, din păcate nu prea îmi plac foarte, foarte mult astea. Mi-ar plăcea pe Genie poate. Dar în rest nu prea joc brawlerii aceștia, să zic așa. Deci avem pe Nita, dar oricum e o ofertă foarte bună. La 79 de gemuri să iei un hypercharge mi se pare foarte, foarte ca lumea. Ia uite și pe Max și pe Genie. Și e tare că poți să-i dai max level cum ar veni. Bă, și mă uitam acum pentru că eu am rămas fără gemuri. Noi am luat acum câteva săptămâni această ofertă cu 250 de lei și primeam 1045 de gemuri, dacă vă mai aduceți aminte. Am luat-o, bă, foarte, foarte bună această ofertă. Am luat-o pe Brawl Stars și practic tot la fel am primit gemuri. Și puteți să luați ofertele astea de pe site-ul lor oficial, store.supercell.com. Și mă gândeam dacă să luăm această ofertă de 500 de lei, fraților. Bă, 500 de lei e foarte mult, n-am băgat niciodată atât în Brawl Stars. Dar mă gândesc că dacă am luat-o episodul acesta, putem să o folosim la următoarele evenimente, la următoarele oferte. O să vină doi brawler foarte, foarte șmecheri, deci o să folosim practic aceste gemuri. Stau să mă gândesc acum, bă, merită să luăm aceste gemuri? Bă, am făcut și 100.000 de abonați. Nu știu, arătați un suport extraordinar la clipuri, deci am toate motivele să o iau, pentru că trebuie să facem content din ce în ce mai șmecher pentru voi. Avem și aici PES-uri. Nu știu care e faza, cum pot să vă dau PES-uri, că v-aș da și niște PES-uri din când în când. Da, e o decizie destul de grea, pentru că totuși sunt 500 de lei, fraților. Unii oameni poate muncesc câteva săptămâni pentru
pentru banii aceștia, eu nu îmi scot banii după acest clip de 500 de lei, stați liniștiți. Dar știi ce? Bă, sunteți genial. Chiar merită să luăm această ofertă. O să dau aici să o cumpăr. Voi trebuie să lăsați cu toții un like acolo ca să mai luăm oferte. Dacă nu lăsați like, chiar o să fiu foarte supărat. Dacă nici la 500 de lei în Brawl Stars nu lăsați like, nu știu la ce mai lăsați. Mamă, a venit, nu pot să cred. Bă, a dat 500 de lei în Brawl Stars. Doamne, 2200 de G-uri. Hai că dacă vede mama mea ce am făcut aici, că am dat 500 de lei pe un joc, cred că mă bate rău de tot. Items delivered. Mamă, dăm aici, ok. Și au uitat 2200 de gemuri. Oh my god, fraților. Deci am luat efectiv cea mai mare ofertă de pe Brawl Stars. Nu exista ofertă mai mare pe Brawl Stars. Deci nu cred că există, ia să ne uităm. Nici nu începuse în clipul cu ideea asta că o să iau. Deci asta e cea mai mare ofertă. Nu există ofertă mai mare. E cea mai mare ever de 500 de lei. Mamă, și am primit și 200 extra. Dacă o luam de aici din shop, nu primeam. Deci cel mai bine să vă luați de pe store-ul lor, de pe site. Mamă, nu pot să cred, frate. Nu pot să cred ce am făcut. 500 de lei. Bă, voi vă gândiți? Bă, când mănânci mai de 500 de lei? Mănânci cred că 2 săptămâni de 500 de lei. Asta este, uite, o să mănânc amaro cu acest star drop. Ce să zic, ce să mai zic, nu mai zic nimic, ești nebun. Tot ce pot să zic acum e să lăsați și voi un like. Dacă nu lăsați like, cred că o să mor de foame. Acum lumea o să înțeleagă că cu like-uri trăiești și faci bani. Nu faci bani din like-uri, doar te ajută să ajungă clipul tău la cât mai multe persoane. Hai să vedem, luăm aici credite. Ce să mai credite, ești nebun, că îmi plouă în gură. Deja mă gândesc cum mănânc pateu pe pâine toată luna asta. Ce să facem? E bun, mă, pateu, e bun. Ce să facem? Acum trebuie să luăm și ceva cu gemurile acestea, nu știu ce. Avem această ofertă cu coins, bă, nu prea aș vrea să o iau, mi se pare foarte scumpă. 300% totuși, 12.000 de coins, ia să mă uit eu aici în dreapta. 12.000 de coins, 300, bă. Nu știu ce să zic despre această ofertă, dar mi se pare că bani tot faci. Nu știu, scrieți-mi în comentarii și poate o luăm astăzi, pentru că pot să filmez după ce postez episodul acesta. Avem Hypercharge pe Sandy, avem Hypercharge pe Genie, pe Max, pe Tic și pe Brock. Bă, nu știu, și pe Nita. Nu știu ce să iau, vă jur că nu știu ce să iau. Momentan nu mă atrage așa nimic foarte, foarte tare, iar aici... Nici aici nu mă sparge, să zicem așa. Chiar nu știu ce să iau, fraților. Deci chiar nu știu ce variantă să aleg aici, pentru că nu joc cu niciun brawler în mod special. O să mă mai gândesc, o să mă mai gândesc sincer. Hai să vedem ce am mai băgat aici. Avem și Godzilla City Smash. Mama, au băgat și duelul. Eu n-am prins deloc duelul. Cred că a mai fost odată. Hai să vedem. Special events. Godzilla City Smash. Smash the city, destroy enemy buildings while defending yours. Ok, your club. Și avem evenimentul care o să înceapă în 5 zile. Bă, e tare, e tare. Aveți și mai jos aici nou brawler Lily, dacă n-ați văzut că se adaugă. Fear your club to play on start. Members are locked to this club until the event ends. Deci trebuie să rămâneți în club. By the way, avem și clubul de pe contul secundar, de pe care puteți intra, Ratoni V2. Acesta este clubul principal. Deci eventual să nu ieșiți și să fiți activi pe acest club ca să deblocăm și noi ăsta. Hai să joc, pot să joc ăsta? Ah, Event Star sunt 5 zile. Ok, hai să jucăm un duel, frate. N-am jucat nici... Cum am intrat, mă? Brawler 1, Brawler 2. Ah, ce tare! Ne alegem brawlerii. Cât de tare, hai să ne alegem brawlerii și să vedem ce facem. Ce hartă e? Ok, am văzut harta. O să joc primul meci cu Buzz. După aia al doilea meci o să jucăm cu Spike, cu Pup Spike. Și al treilea meci o să jucăm cu Bibi, frate. Că avem și Hypercharge, avem Hypercharge pe toți. Hai să vedem care e faza cu duelul, pentru că n-am jucat niciodată duel și chiar vreau să văd. Bă, s-ar putea să nu iau nimic episodul acesta cu gemuri, pentru că nu știu ce să iau. Chiar nu vreau să dau gemuri degeaba, așa că am nevoie de voi. Uite, l-avem pe ăsta. Bă, n-are brawler așa, wow. S-ar putea să fie bot sau ceva? Nici nu știu, avem gadgetul ăsta care ne duce direct spre el. Ia să vedem dacă facem treabă. Nu, nu pot să cred. Ah, l-am bătut, a fost prea easy, ești nebun, dar cred că e bot ăsta. Ah, și el își consumă brawlerii, frate, acum văd.
cât de tare e asta. Cât de tare e. Își consumă brawlerii. Să vedem, ar trebui să dea mine. Unde e, mă? Mă, ăsta se ascunde de mine. Unde e, bro? Ia feca, unde e? Uite-l, bă! Doamne! Da, și-ți rămân brawlerii, practic. Bă, cât de tare e duelul. E foarte interesant duelul, chiar foarte, foarte interesant. Dar aș vrea să joc și cu... și cu... o, ce-am ratat. Da, ba nu, n-am ratat. Vreau să joc și cu un om adevărat. Ia să vedem ce ne pică din acest stardrop. Avem un epic. Bine pe acest update. Oh, și Amber supărată. Hai să vedem. Nu știu dacă BB e cea mai potrivită aici pentru harta asta. Poate Crow, poate Ems, Piper. Hai să luăm pe Ems. Hai să vedem. Bă, sunt super hype pentru că urmează să facem niște clipuri super mechere de Brawl Stars. Deci, ia uite, avem Pam. What? Cine joacă cu Pam, frate? Mr. Noob. Păi și aici cum se calculează? Stai că eu nu știu. Cum se calculează trofeele și așa mai departe? Chiar nu știu. Salut, Pam. Salut. Pa, pa. Ne dă trofee sau care-i faza, frate? I-am dat star. Mamă, joacă cu Roza. Cine joacă cu Roza, frate? I-am dat star. Nu! 380. Nu știu ce mă bucură la boți, dar... sau poate nu e bot. Habar n-am, dar... na, eu m-am gândit că e bot. Bă, e prea bun, bază, ești nebun. M-a bătut. Nu mai e bun. E papa, e papa, i-am dat cu Spike în cap. A, și luăm trofee pe fiecare. Uite, plus 4 pe Buzz, plus 2 pe Spike, plus 3 pe Ems. Și luăm și mastery-uri de alea, foarte interesante. Bă, pare, n-am ce să zic. Nu știu, sper că o să fie ok acest game mode. Mie mi se pare ok la prima vedere. Spuneți-mi și voi dacă sunteți de aceeași părere. Dar știi ce? O să iau niște brawler care nu sunt atât de crescuți. Adică, uite, o să luăm brawler pe care noi i-am sub 500 de trofee, ca să-i creștem și pe ei. Uite, de exemplu, o să iau Edgar și mai luăm pe... ok, aia e 20 rank Ems, n-are rost să o luăm pe ea. O să luăm pe Fang. Uite, luăm pe Fang. Chiar dacă n-am hypercharge pe el, eu zic că e ok. Mamă, am luat numai brawler care dau de la apropiere. Ma, are nani. Uite, mă, ăsta e jucător ca lumea. Uite, hai să vedem care e faza. Ar trebui să-l bat, frate, la ce brawler am. L-am prins. Pa, pa. Stai că mi se face superul. Opa. Nu cred, mi-a ieșit din stun. Bro, mi-a ieșit din stun. Mi-a ieșit din stun, cum e posibil? Mi-a dat jug la stun. Mamă, ce-am crezut că mă bate. Bă, e bun, mă, Edgar, n-ai ce să zici. Așa, ai gadget-e pe toți brawlerii cum ar veni. Am înțeles. Uite-l pe Mico. Papa, Mico. Ia uite ce sare el. Doamne, până mâine facem așa. E papa. E papa. Și primul win cu un brawler. Foarte tare. Ia să vedem cât... a, n-am văzut cât am luat pe fiecare, dar... sigur am luat ceva acolo. Și practic e o metodă foarte bună să-ți crești mai mulți brawleri în același timp, știi? Cred că e tare, adică îți crești mai mulți brawleri, nu-ți crești doar unul. Poate durează mai mult, dar e tare. Uite, avem Tick. Uite, pentru harta asta mie mi se pare că e bun de-asta cum îl cheamă, un tank. Uite ce am eu, cu ce joc acum. M-a bătut, nu pot să cred, am jucat ca un papuc, ești nebun. Aș ca un papuc. Aș ca foarte bine cu Tick. Mi-a dat puțin counter acolo. Nu mai are nicio șansă, ești nebun. M-am apropiat de el, e papa. Cred că știe că e în avantajul meu cu cât ne apropiem unul de altul. Opa! Salut! Papa! Mamă, i-am dat direct hypercharge și n-am mai avut ce să facă. GG. Ia să vedem cât am luat. Nu ne arată? Bă, de ce n-am luat, mă? Nu luăm trofee mereu? Care-i faza? Ok, nu-mi dau seama. Câteodată e, câteodată nu. Ia să vedem, ne uităm la trofee câte luăm. 91. Am luat, mă, mai multe, ești nebun. Am făcut și 22.000 de trofee. Ceea ce este foarte tare. Ia să vedem, facem schemă. Fiți atenți ce schemă facem. Mamă, nu se așteaptă. What? De unde știe, bro? De unde știe că mi-a dat gadget-ul? Ia, opa, direct pe el am sărit. N-am mai avut ce să facă Spike, ești nebun. Săracu. Ia să vedem. Salut, domnul Stu, papa. Ce easy e. Ești nebun, kit, efectiv te ține în stand non-stop. Papa.
Doamne, e prea opechit. E prea opechit, n-ai cum să-l atingi, ești nebun. E mort, și-a ratat ăla. E mort. Doamne. Și-am crezut că mă bate Sam. Și-a ratat ăla, l-a dat foarte aiurea. Doamne, și cu grei, n-am... Bă, deci, mi se pare atât de ușor. Deci, mi se pare super ușor față de un meci normal. Pentru că meciul normal trebuie să te coordonezi cu restul. Adică nu merge doar cu ce faci tu. Trebuie să te coordonezi cu restul. Și așa, uite-te cât de ușor e. Adică, mi-am luat un brawler și l-am rupt, efectiv. L-am rupt. Ia uite, mai avem aici un star drop. Hai să vedem ce ne pică din acest star drop. Nu ne mai pică nimic, așteptăm ouăle. Ce să mai, nu mai contează star drop-urile astea. Pa, pa. N-are ce să-mi facă. Efectiv, n-are ce să-mi facă. Nu poți să dai counter la așa ceva. E pa, pa, Larry. E prea ușor cu kit. Doamne, am găsit life hack de trofee, ești nebun. Deci, pe bune, e life hack de trofee ăsta. Da, mă, n-ai ce să-i faci, ești nebun. E prea ușor cu kit. Vă recomand să jucați cu kit dacă l-aveți cu mai multe de-astea. A, uite mă că mi-arată trofeele. 7 plus 3 plus 3, practic. Cu care joci cel mai mult, cu ăla primești cu primul, practic, primești cel mai multe trofee. Ceea ce mi se pare normal. Să vedeți ce-l pușăm pe kit acum. E prea easy, ești nebun. Sunt curios dacă o să mai pună la reducere alte hypercharge-uri sau o să fie doar astea noi de s-au băgat acum. Nu, mamă, ce mi-a făcut. Bro, mi-a ratat ulta. Nu pot să cred. Deci nu pot să cred, trebuie să mă mut jos iară. Nu, mi-a mai ratat acum și ar trebui să fie moartă. Pa, pa, Penny. Cine ai joacă Penny? Doamne, uite și pe Angelo. Ce-am făcut, mă? Am bugui jocul. Doamne, îi dădeam ultimata și nu eram acolo, că el zbura, practic. Cât de tare, bro, uite-te și tu. A, îți dă random, câteodată îți dă 2 pe 1, câteodată îți dă 3. Oricum e tare game mode-ul ăsta, chiar e foarte, foarte tare. Uite, plus 5 win streak. Bă, nu știu, poate lumea nu știe să joace sau am eu brawler prea maxați pentru tire-ul lor. Oricum, am luat acolo și 500 de lei. Am luat oferta cu 500 de lei. Am luat 2200 de gemuri. Scrieți-mi în comentarii, bă, voi ce ați face cu gemurile acestea? Ați aștepta, nu știu, brawlerii noi? Ați aștepta hypercharge-uri? Ați aștepta reduceri pe skin-uri? Sau, nu știu, ați lua ceva ce este acum? Asta cu coins ați lua poate? Sau ați lua un hypercharge de aici, de există deja? Scrieți-mi în comentarii și o să mă uit la comentarii și poate chiar luăm astăzi pentru episodul de mâine. Lăsați un like acolo. Eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!